În prezent, în județul Vâlcea sunt operaționale 20 de centre de vaccinare, dintre care 4 au fost deschise în data de 20 aprilie. În afară aceste centre din Râmnicu-Vâlcea mai avem în Drăgășani, în Bălcești, în Băbeni, în Berbești, la Brezoi, la Horezu. Vom deschide, începând de mâine, încă 4 centre de vaccinare noi, în Lădești, în Mihăiești, în Orlești și în Sutești. În comuna Mihăiești a avut loc deschiderea noului centru de vaccinare împotriva COVID-19. Acesta a fost amenajat în Căminul Cultural Buleta. Primăria Mihăiești s-a ocupat de dotarea centrului sub supravegherea și îndrumarea ISU, DSP și a Prefecturii Vâlcea, în incintă urmând să fie administrat vaccinul Pfizer. Este cel mai frumos centru din județul Vâlcea. Este un centru dotat cu tot ce trebuie și de mult așteptat. Astăzi este prima zi de când beneficiarii pot să beneficieze de vaccinul, cel mai bun vaccin. Avem echipele complete de medici, de asistenți medicali și tot ce trebuie pentru a putea funcționa de fiecare zi, adică non-stop de la ora 8 la ora 20. Mare și așteptăm cu mare drag pe toți, deja de la dimineață și până acum, cred că s-au făcut peste 100 și ceva de vaccinuri. Aveți reacții adverse, ceva? N-am niciun fel de simptome. E ca și înainte de a o face. Este o metodă bună? E o metodă foarte bună, cu toate că eu am avut COVID, aveam și imunitate de 799 și mi s-a spus că nu e obligatoriu să-l mai fac, dar eu totuși l-am făcut pentru orice eventualitate. Știți că unele persoane au făcut vaccinul și după o lună și ceva, două, au făcut COVID. Posibil, tot ce e posibil. Eu oricum aveam o imunitate bună, nu cred că mi se mai putea întâmpla, dar totuși am zis că să facem cum e bine. Și sunt de acord cu așa ceva, să facă toți care... Ce s-a auzit, că au murit. Au avut alte complicații, alte boli care n-au niciun efect cu vaccinul. Că e foarte bine să fac și eu, că sunt bătrână și am mai multe boale și s-ar putea să-mi folosească. Voiam să spun că deschiderea lui este foarte așteptată și de pacienți, pentru că în zonă niciodată, nimeni din zonă nu s-a nimeni. O mare parte a populației nu s-a vaccinat nicăieri, că tot așteptau să se deschidă. Suntem 5 localități arondate. Aproape 70.000 de doze au fost administrate cetățenilor din Vâlcea, iar rata de infectare a scăzut sub 4 la 1000 în municipiul Râmnicu-Vâlcea și sub 3 la 1000 la nivelul județului.